profesor, și vreau să mulțumesc și colegilor mei din această sesiune. Înainte m-au introdus foarte bine subiect și o să revenim puțin. De ce m-am gândit să fac această prezentare de neogeografie? Am citit acum 4 sau 5 ani cartea lui Andrew Turner, Introducere neogeografie, și în ultima perioadă se tot aude de aplicații location-based și așa mai departe. Toată lumea are tendința de a se localiza, de a spune prietenilor, colegilor, nu știu, oricui, soților, unde sunt sau unde vor să, unde ar vrea să fie. Și am luat cartea din nou, am citit-o încă o dată și m-am interesat puțin mai mult despre subiect. Deși este un termen nou, surpriză, el a fost pentru prima dată menționat, să spun, în anul 1922, dar a fost menționat ca o comparație, să spun, da? Paleogeografia are un câmp foarte larg care poate fi definit doar în termenii neogeografiei. Practic, în acest anuar, nu au putut să definească paleogeografia într-un mod direct, ci au încercat să o transfere către un termen nou, nu știu, care nu a putut să... Da. Oricum, definițiile pe care le putem baza, să spun așa, cele ale lui Andrew Turner, ar putea fi că neogeografia înseamnă o nouă geografie ce constă într-un set de tehnici și de unelte ce se află în afara teritoriului tradițional al GIS-ului. Și neogeografie is about sharing location information with friends and visitors. Este foarte interesant faptul că neogeografia are cumva legătură cu GIS-ul, dar nu e același lucru și pică cumva pe lângă. Totuși, neogeografia față de GIS, în primul și în primul rând, neogeografia este user-centric. Deci se referă la mine și la prietenii mei, colegii mei. Nu o companie, nu pentru o instituție de stat. Mai departe, neogeografia, din punctul meu de vedere, este foarte importantă pentru că răspunde la o întrebare fundamentală. Unde? În momentul de față, după cum am văzut, sunt aplicații legate de accidente aviatice, sunt aplicații legate de absolut orice, totul trebuie să fie localizat. Prin ce mijloace se face această localizare? Sunt mai multe. Așa. Deci, în primul rând, sistemul de GPS, GSM, da, prin toate smartphone-urile, în momentul de față, se pot localiza pe o hartă prin celule. Aici este o problemă. Pentru că dacă eu, de exemplu, am un telefon Vodafone și am aproape de mine o celulă de la Orange, nu mă localizează de la ea, mă localizează la una de la 4 km. Și aici se pierde, bineînțeles, puțin din acuratețe, normal. Geotagging pot fi fotografiile, da, pot avea un geotag, să le identificăm exact. Fie ai un aparat foto care are GPS incorporat și coordonatele locului sunt în exiful imaginii, fie ți le poți pune direct dintr-o aplicație, un Picasa, ai foto și așa mai departe, Flickr. GeoIP, chiar am testat niște site-uri care te localizează după GeoIP zilele trecute, m-au localizat, eram în București. Și din Wi-Fi, tot așa, destul de larg, să spun. Având aceste metode, putem să ajungem la niște proiecte, să spun. Ne putem localiza în câteva proiecte. De exemplu, geotagging, da? Picasa, Flickr, ai foto sau Google. Direct am poziționat o fotografie. Ceea ce este destul de interesant este faptul că în 2011, legat de geotagging, a apărut un telefon creat de chinezii de la ZTE pentru Rusia, se numește MT-100 și ceva, care folosește pe lângă Navstar și GLONASS. Este singurul telefon care folosește și GLONASS. Și, din câte am citit, sunt foarte puține resurse, foarte puține informații despre telefonul ăsta, dar îți poți alege tu ce sistem vrei să folosești. E o treabă destul de interesantă. Era un telefon probabil făcut de teste pentru că avea niște specificații tehnice de foarte, foarte slabe.
Mai departe, am putea tot prin, tot prin această metodă de, de GSM să ne localizăm tracking your sport. Sunt foarte multe aplicații care îți permit doar să facem o plimbare, să mergem până în Mănășturi. Cu telefonul funcționar, cu aplicația deschisă, când am ajuns în Mănășturi, am închis aplicația și ne apare direct pe hartă. Totuși, foarte important pentru toate aceste lucruri este anul 2005, când Google Maps a lansat API-urile, în 2005. Și de aici totul a început. Da, aici este un prim exemplu, de exemplu, peninsula Florida, cu un caroiaș de Iconos, Iconos, nu? Cu un caroiaș de Iconos, da. Ce imagine Iconos, ce fiecare detaliu despre imagine. A, și apropo, dacă tot vorbeam de poze, stai să fac și o poză. Că prea am să fie suficiente. Și să o și localizăm puțin, da? Să-mi dați un like. Da, acolo nu. Nu e lumina cu partea aia, poate rog. Ok. Bun, și acum se trebuie să se trece. Totuși, ceea ce este foarte interesant, este faptul că neogeografia, deși este un termen nou, să spunem, pare să decadă. Care este reperul care ne ajută să ajungem la concluzia asta, să ne punem întrebarea asta, prietenul nostru cel de toate zilele, Google. La o simplă căutare după termenul neogeografie în Google, în anul 2007 apăreau undeva la 280.000 de rezultate, în 2012 sunt cam 82.000. 82.000 de rezultate pe Google sunt foarte puține, nu înseamnă nimic, practic. Google Trends nu îți permite să faci trenduri legate de căutări dacă n-ai peste 500.000 de rezultate. N-am promis niciodată să faci chestia asta. Și atunci ne-am întrebat dacă neogeografia decade într-adevăr și este din limbaj. Probabil că da, sau sunt șanse să se întâmple chestia asta. În 2007, probabil că s-a întâmplat odată cu apariția cărții lui Andrew Turner, toată lumea a discutat despre treaba asta. Orice interogare neogeografic pe Google, găsești rezultate doar pe bloguri de GIS și cele mai noi sunt din 2010. Toată lumea probabil a vorbit foarte, foarte mult de neogeografie în momentele alea, nu știu, de teamă, s-au întrebat. S-a vorbit foarte mult, dar în momentul de față, ușor, ușor, totul nu se mai vorbește despre chestia asta. Dar nu ar trebui să ne împacetăm pentru că schimbăm puțin trendul. Ne mutăm. De la un PC la un telefon. Practic, discutăm cam tot despre același lucru, dar nu cred că o să se mai spună neogeografie. Și să, dacă tot discutăm despre smartphone-urile, să vă arăt câteva statistici interesante legate de anul 2011. În primul și în primul rând, câți utilizatori de terminale mobile. Deci observați că, apropo, cifrele sunt în miliarde, da? Deci, în 2011 se ajunge spre 6 miliarde de utilizatori. Utilizatori de internet pe mobil sunt 1,2 miliarde de utilizatori la nivel mondial de internet, da? Față de internetul fix. Și uitați-vă puțin la piața de smartphone. În anul 2011 au fost livrate, deci astea sunt smartphone-uri livrate, aproape jumătate de miliard. Asta înseamnă o piață absolut extraordinară, aproape jumătate de miliard de oameni care au tot timpul acces la un serviciu de localizare și să împărtășească cu el pe lângă poze de la petreceri, nu știu, absolut orice, unde se duc la plimbare. Da? Viitorul sună bine, totuși. Viitorul sună bine, din păcate n-am reușit să iau această aplicație, este doar pentru iPhone. Dacă o găsiți, viitorul mi se pare că sună bine. Mai departe, în momentul de față sunt câteva, dar am spus că neogeografia a trecut mobile sau este social. Sunt câteva instrumente, de exemplu Facebook.
Da? Se preconizează că sunt 850 de milioane de utilizatori în 2012, utilizatori activi, iar 31 din acești 850 de milioane vor da check-in de mai mult de 2 ori pe zi. Adică eu voi da un check-in aici, da, mă voi localiza pe hartă în acest amfiteatru și când mergem să mâncăm, mă localizez și acolo. Eu sunt în două locuri, am împărtășit cu toți prietenii mei acele poziții ale mele, ei vor te-a comentat. Poate văd că sunt acolo și vin să mă vadă, să-mi dea o bere, să mă salut. Da, deci totul este de sharing. Mai departe, pe lângă Facebook, există Google Plus, care are modulul de Google Latitude. Ar fi trebuit să fie din nou interactiv, dar nu pot cu Codrina, pentru că doar cu ea sunt prieten pe Google Latitude. Acolo, ai, ești cu Google Latitude. Da? Puneți-vă că nu și-a plătit abonamentul. Google Latitude. Îți permite să vezi oricând poziția unui prieten care are Google Latitude activat. Bineînțeles că aici este o problemă, ei pot avea tot timpul acces la poziția ta. Dar bineînțeles, asta dacă tu vrei să o faci. Dacă vrei să ai activată chestia asta. Twitter, care tot așa poți să dai o locație fiecărui tweet pe care îl scrii și din câte știu folosește Google Maps. A, o paranteză, Facebook folosește Bing Maps. Și mai este o aplicație foarte interesantă, Foursquare. Despre aplicația asta, ea în momentul de față este micuță, are 10 milioane de utilizatori și este doar pentru treaba asta de check-in. Oriunde te duci să dai check-in, să dai check-in. Dacă te duci de multe ori într-un anumit loc și dai de ce anumit loc, poți să devii primar la acelei zone, acelui loc. Da, e. Poți să devii primar. Dacă mă duc într-un bar și o de 40-50 de ani, poate să descopere gratis. Poți avea cupoane și așa mai departe. Însă, Foursquare a trecut la sfârșitul lunii aprilie, la sfârșitul lunii martie, e foarte interesant. A trecut de la Google Maps la OpenStreetMaps. Explicația lor a fost că au un inginer pe treaba asta de web mapping și acel inginer s-a gândit să-și facă hărțile proprii pentru Foursquare. Ulterior au găsit OpenStreetMaps, a spus că le-a plăcut foarte mult și că e gratis și că e atât de... Au dat un termen de ăsta foarte funky, ceva de genul ăsta, trebuia să... Dacă era gratis, era mișto, e cool. Așa? Pe de altă parte, nu le-a convenit nici treaba asta. Au folosit Mapbox să cumva să schimbe culorile de la OpenStreetMaps. Dar trebuie să fim serioși, că ei au schimbat doar pentru varianta de desktop, pentru varianta mobile, au fost în continuare Google Maps, pentru că Google Maps mobile nu este plătit. În condițiile în care au peste 25.000 de view-uri pe Google Maps, da, încă 1.000 de costă $4, iar la 10 milioane de utilizatori, bănuiesc că ar trebui să plătească ceva. Și asta spun că Google Maps folosește în continuare Foursquare. Foursquare folosește Google Maps în continuare varianta mobile. Dar m-am încadrat în timp. A fost o prezentare un pic mai scurtă. Totuși, da, ca să răspund la întrebarea din titlu, nu cred. Nici nu cred că în 5 ani de zile vom mai avea 50.000 de intrări pe Google legate de neogeografie sau poate. Nu știu, se va întâmpla ceva. Comunitatea va apărea cu un manual. Oricum, mi se pare o treabă foarte utilă ca un student, de exemplu, la geografie de anul întâi, să vadă și această parte, să vadă și partea asta de localizare în spațiu, dincolo de toate celelalte lucruri. Oricum, ideea e că trebuie să fim atenți.